Președintele interimar al PDL Gorj l-a făcut să atrape președintele executiv al socialdemocraților gorjeni. Revoltat în urma schimbărilor făcute în Minerit în ultima perioadă, Dan Vâlceanu spune că vinovatul se caută unde nu trebuie. Grupul de interese condus de Ion Călinoiu este cel care taie și spânzură în toate domeniile de activitate din Gorj, spune liderul pedeliștilor. Dușmanul este căutat în locul greșit. Pentru că, din punctul meu de vedere, avem de-a face cu un grup de interese politic, condus fără îndoială de domnul Călinoiu, care a reușit, iată, de la alegeri până acum, să fie satrapul județului Gorj. Practic, a pus mâna pe tot ce înseamnă administrație locală, mă refer și Consiliul Județean și Consiliul Județean și o parte foarte mare din consiliile locale, din primari, și de ceva vreme este și conducătorul industriei din Gorj. În replică la aceste acuze, Ion Călinoiu a precizat că în continuare activitatea din Minerit va fi deparazitată și recunoaște implicarea politicului în aceste schimbări. Mai mult decât atât, Călinoiu spune că Dan Vâlceanu este doar un politruc speriat. Mă rog, asta cu satrap ar trebui să mi-o spună un credincios, dar un satrap nu poate să se vadă decât pe el. În altă ordine de idei, în rândul PSD-ului niciodată n-a fost grupare și întotdeauna a fost invocată. În rândul PSD-ului a fost element de unitate, prioritatea numărul 1, s-a demonstrat și a scăpat de elementele care s-au dus într-adevăr în tabăra satrapilor. Dan Vâlceanu a fost un destabilizator, a scăpat de el și s-a dus la satrap. Acolo rămâne. Conform dicționarului explicativ al limbii române, cuvântul satrap desemnează o persoană dictatorială. Din explicațiile președintelui CJ Gorj, reiese faptul că acest termen nu-i poate fi adresat decât de o persoană credincioasă. În ceea ce privește activitatea din SNL, vreau să-i spun că va fi în continuare deparazitată și va fi deparazitată și de firmele care au crescut pe schimbarea SNL-ului și fostului SNL-ul și iată că se constată acum lucruri pe care nu le bănuiai dacă ți le spunea cineva că sunt adevărate. S-ar putea ca în condițiile astea, scăpând într-adevăr de satrapii aceștia carieri la iveală, sigur să meargă lucrurile mult mai bine deoarece PSD-ul este unit și împreună cu SNL-ul nu fac altceva decât să aducă normalitate, ceea ce îi sperie pe unii sau pe alții, inclusiv pe acest Vâlceanu, care, e bine de rău vă spuneam, a fost un tânăr care n-a putut să ducă o politică corectă, dreaptă, cinstită, să-și facă o carieră de om politic, s-a dus după ce observați că face acum, politruc.